ziua vom rezolva în cele ce urmează problemele date la examenul de bacalaureat la profilul pedagogic în anul 2022 pentru olimpici. Prima problemă. Arătați că radical din 3 plus 1 la pătrat minus radical din 3 minus 1 la pătrat egal cu nu știu cine. Păi ridicăm binomul ăla. Radical din 3 la pătrat e 3 plus 2 radical din 3 plus 1 minus ăsta. Cât face 3 minus 2 radical din 3 plus 1, desfacem. Nici nu mai reducem termeni, asemenea că se reduc, da? Minus 3 plus 2 radical din 3 minus 1. 1 și cu 1, 3 și cu 3 se reduc, când dă 4 radical din 3. Dacă îl bagi pe 4 sub radical, face cât radical din 16 ori 3, radical din 48, exact ce îmi cerea problema. Subiectul 2. Determinați coordonatele punctului de intersecție ale graficelor funcțiilor acestea. Ce înseamnă punctul de intersecție a două grafice, f de x și g de x? Înseamnă să determine acele puncte x în care f de x egal x1, x2 și așa mai departe, în care f de x egal cu g de x. Prin urmare, la mine am f de x 2x plus 1 egal cu minus 2x plus 5. Trecem. Ce obținem? 4x egal cu 4x egal cu 1. Atenție, nu vă opriți aici că zice coordonatele punctului de intersecție, adică și y-ul. Păi, y-ul este cine? F de 1 sau dacă vreți g de 1. 2 ori 1 plus 1 egal cu 3. Observați și aici, era la fel, minus 2 plus 5 egal cu 3. Deci coordonatele punctului de intersecție sunt 1 și 3. Mergem mai departe, 3. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația 3 la x minus 2 egal cu 1 pe 3, care cine este? 3 la minus 1, da? La minus 2x. 3 la minus 1, înmulțiți puterile, vă dă 3 la 2. Știm că funcția exponențială este injectivă, în general a la x, adică ce înseamnă? Că din 3 la x egal cu 3 la y rezultă x egal cu y și reciproc. Prin urmare, din 3 la o putere egal cu 3 la o putere dă x minus 2 egal cu 2x, deci, iată, x egal cu minus 2. Și am terminat problema. 4. Determinați câte numere impare de două cifre, adică AB, da? Se pot forma cu cifrele de la 1 la 8. Da? 1, 2 până la 8. Păi, uite ce se întâmplă. Fiind numere impare, ce rezultă? Că B-ul trebuie să fie unul din numerele 1, 3, 5 sau 7, da? Deci am 4 posibilități. Pentru fiecare dintre aceste 4 posibilități, câte posibilități am pentru 1, pentru A? Oricare din numerele de la 1 la 8. Deci am 8 posibilități. Cum A și B sunt independente, în total voi avea 4, 8, 32 de numere impare. 5. În reperul cartezian XOY se consideră punctele A de 0 și 2, B de 5 și 2 și C de 6 și 6. Deci determinați distanța de la punctul B la mijlocul segmentului AC. Păi, atenție, dacă tu ai niște puncte, nu le mai reprezentăm într-un sistem de axe ABC. Ce înseamnă? Trebuie să aflăm întâi mijlocul segmentului AC. Da? Că mi-a zis aici. Deci, M mare, știți, coordonatele mijlocului unui segment înseamnă cine? Media aritmetică a x-ilor, media aritmetică a y-celor capetelor segmentului. De ce? Mare va avea xa plus xc 0 plus 6 pe 2 și yk 2 plus 6 pe 2, da? Adică e mare va avea coordonate 3 și 8 pe 2, 4. Ce înseamnă distanța dintre două puncte? Distanța BM, da? Înseamnă radical din diferența x-ilor xb minus xm la pătrat plus diferența y, teorema lui Pitagora, yb minus ym la pătrat. Adică e radical din câte este x-ul lui b? 5 minus 3 la pătrat plus câte y-ul lui b? 2 minus 4 la pătrat. Adică e radical din 2 la pătrat e 4, ăsta 2 la pătrat e 4, dă radical din 8 sau dacă vreți 2 radical din 2. 6. Se consideră triunghiul AB C cu laturile astea pe aici, da? Deci să-l vedem. ABC.
A, să punem laturile A mic, B mic, C mic. AB este 9, AC este 12, BC este 15. Arătați că sin de B plus sin de C este 7 pe 5. Hai să vedem cumva dacă triunghiul e dreptunghi. Ia să facem A pătrat, 15 la pătrat, 225. Cât fac B pătrat plus C pătrat? 144 plus 81. Ia uitați. 225. Deci rezultă că triunghiul este, cum are loc teorema lui Pitagora, triunghiul este dreptunghi cu unghiul drept în A. Da? A, și atunci, sin de B. Cine este sin de B? Fiind dreptunghic, este cateta opusă pe ipotenuză, 12 pe 15, da? Iar sinus de C, ăsta de aici, e cateta opusă pe ipotenuză, este 9 pe 15. Hai să le adunăm. Sin de B plus sin de C, lăsăm numitorul comun, da? 12 cu 9 face 21 pe 15, împărțit prin 3, iată, dă 7 pe 5, da? Atenție, dacă o luați cu, nu vă prindeați ca asta, ce făceați? Aflați cos de B, cos de C, de unde? Din teorema cosinusului, adică ziceați, de exemplu, cos de B, B pătrat egal cu C pătrat plus A pătrat minus 2BC cos de A și l-aflați pe cos de A. La fel pentru sin de C, după care sinus de B era cine? Radical din 1 minus cos pătrat de B, asta e radical din 1 minus cos pătrat de C și vă ieși asta. Dar munceați foarte mult, da? Bun. Subiectul 2.